Elevii școlii gimnaziale Vasile Cristoforanu din Râmnicu Sărat vor marca Săptămâna Verde cu acțiuni tematice menite a încuraja pe copii să aibă grijă de natură. Săptămâna Verde este un program național dedicat educației pentru protejarea mediului și prevenirea schimbărilor climatice. Prin acțiunile desfășurate, cadrele didactice urmăresc creșterea gradului de implicare a elevilor în formarea unor competențe pentru mediu, precum și conștientizarea impactului acțiunilor asupra mediului. În perioada imediat următoare, 22-24 aprilie, după cum știți, în școala noastră se desfășoară programul național Săptămâna Verde. Sunt activități cu mare impact asupra copiilor, deoarece depășesc acel formalism specific a lecțiilor de învățare. După cum știți, acest program național se desfășoară în acord cu prevederile politicilor educaționale europene și naționale, privind educația pentru sustenabilitate și, în mod special, schimbările climatice. Deci, toate acțiunile noastre desfășurate în școală urmăresc să crească gradul de implicare a elevului în formarea unor competențe de educație pentru mediu, să conștientizeze impactul acțiunilor lor asupra mediului și, bineînțeles, să-și dezvolte un stil de viață sustenabil. Pe parcursul săptămânii viitoare, elevii din cadrul școlii gimnaziale Vasile Cristoforanu vor aborda diverse teme legate de mediu și schimbările climatice. Vom desfășura activități de ecologizare, de confecționarea unor obiecte din materiale reciclabile și, bineînțeles, imaginația domnilor și doamnelor profesoare alături de copii este foarte bogată. În unitatea de învățământ din Râmnicu Sărat se mai derulează un alt proiect cu tematică similară. Urmând aceeași direcție, în cadrul școlii se desfășoară și proiectul eTwinning Eco Life, Act Green, Feel Green, cu aceeași tematică a educației pentru mediu. Avem parteneri, școli din Italia, din Spania, din Ungaria și Polonia. În anul școlar 2023-2024, programul național Săptămâna Verde se desfășoară în perioada 11 septembrie 2023 până la 26 aprilie 2024, fiecare unitate de învățământ preuniversitar având flexibilitatea să-și aleagă o săptămână din această perioadă în care să desfășoare activități legate de schimbările climatice și protecția mediului înconjurător. La nivel național, programul Săptămâna Verde a fost introdus pentru prima dată în anul școlar 2022-2023.